10 proprietăți și beneficii ale afinelor în general, fructele de pădure, sunt unele dintre cele mai sănătoase fructe pe care le putem consuma, însă dintre acestea, afinele ocupă cea mai bună poziție. Afinele sunt considerate de către nutriționiști un fel de superfructe cu puteri de vindecare excelente. Având un conținut scăzut de calorii, dar un conținut compact de nutrienți, afinele sunt fructele pe care ar trebui să le consumăm în fiecare zi pentru a ne bucura de o sănătate optimă. Înainte de a vă prezenta toate beneficiile nutriționale pe care le oferă afinele, să examinăm câteva dintre vitaminele, mineralele și alte substanțe nutritive pe care le conțin aceste fructe. 10 proprietăți și beneficii ale afinelor o cană de afine conține. 84 calorii. 21 grame carbohidrați. 7%. 4 grame fibre. 14%. Vitamina K. 36%. Vitamina C. 24%. Mangan, 25%. Vitamina E, 4%. Tiamină, 4%. Riboflavină, 4%. Vitamina B6-, 4%. Cutru, 4%. Fără grăsimi, fără colesterol, având vitamina K în procent de 35%, afinele sunt o sursă bogată din această vitamină solubilă în grăsimi. Vitamina K este esențială pentru sănătatea oaselor și a inimii și este, de asemenea, o parte vitală a altor procese ale corpului. Dovezile medicale au evidențiat că vitamina K este importantă în combinație cu vitamina D, iar dacă aveți o deficiență în una din aceste vitamine, niciuna nu va funcționa în cel mai bun mod în organism. Să analizăm în continuare 10 dintre beneficiile uimitoare pe care le au afinele pentru sănătatea noastră fizică și mentală. 1. Afinele sunt foarte bogate în antioxidanți în cadrul testelor efectuate de Usda Human Nutrition Center, Departamentul de Agricultură al Statelor Unite, afinele au fost pe primul loc în ceea ce privește activitatea antioxidantă în comparație cu alte 40 de fructe și legume proaspete. Acest lucru este foarte impresionant pentru un astfel de fruct mic. Capacitatea antioxidanților din afine nu a fost demonstrată doar în teste de laborator, ci s-a dovedit și faptul că prin consumul acestor fructe crește activitatea antioxidanților din organism. Antioxidanții sunt foarte importanți în dieta noastră, deoarece protejează celulele de daunele provocate de radicalii liberi, care pot provoca, printre altele, boli de inimă și cancer. Antocianina, care este pigmentul care dă culoarea specifică afinelor, finelor, este unul dintre cei mai puternici antioxidanți și este responsabil pentru multe dintre beneficiile pentru sănătatea ale acestor fructe. 2. Afinele au efecte antiinflamatorii. Inflamația este cauzată principală a numeroaselor boli de astăzi, de la artrită și boala Alzheimer până la bolii de inimă sau cancer însă inflamația poate fi contracarată de către organism dacă se adoptă o dietă antiinflamatorie. Dr. Weil, creatorul unei diete antiinflamatorii, indică fructele de pădure, inclusiv afinele, printre cele patru alimente preferate cu proprietăți antiinflamatorii. Studiile de laborator au constatat că afinele au proprietăți antiinflamatorii atât în cazul oamenilor, cât și al animalelor într-un mod similar. O cercetare asupra efectelor afinelor asupra inflamației a împărțit sportivii în două grupuri. Ambele grupuri și-au urmat antrenamentele în mod normal și au avut aceeași dietă, deși unul dintre aceste grupuri a adăugat 250 grame de afine în dietă zilnic. După șase săptămâni, sportivii au fost chemați la teste. Grupul care a consumat afine a avut o creștere semnificativă a markerilor antiinflamatorii. De asemenea, acest grup a înregistrat mai puține inflamații atunci când au consumat afine, chiar înainte de a face efort în timpul antrenamentelor. 3. Afinele combat infecțiile urinare în unele cazuri, afinele sunt trecute cu vederea, deși pot fi la fel de eficiente ca și cu roșii în ameliorarea acestei boli dureroase. În cazul infecțiilor urinare, simptomele includ urinarea urgentă și sau frecventă într-un mod dureros și sunt legate de infecțiile rinichilor. Afinele conțin compuși numiți tanin, care împiedică bacteriile care provoacă infecțiile urinare să se atașeze de celulele din tractul urinar. Potrivit site-ului John Hopkins, o cantitate mare de vitamina C inhibă creșterea unor bacterii care determină urina să devină acidă. Deoarece o ceașcă de afine conține aproape un sfert din vitamina C, aceasta poate fi o modalitate eficientă pentru combaterea acestui tip de infecții. 4. Afinele îmbunătățesc memoria consumând doar câteva alimente delicioase vă puteți îmbunătăți capacitatea creierului? Stresul oxidativ poate contribui la îmbătrânirea creierului și la apariția tulburărilor de memorie, deci este logic ca alimentele bogate în antioxidanți să poată contracara unele dintre aceste daune. Consumul zilnic de afine a fost relaționat cu o mai bună memorie pe termen scurt și, de asemenea, cu diminuarea deteriorării mentale asociate cu îmbătrânirea. Totodată, un studiu realizat în 6 ani pe 16.000 de pacienți a constatat că consumul de alimente bogate în antocianidină, cum ar fi finele și căpșunile, poate întârzia îmbătrânirea mentală cu unul până la 2 ani și jumătate. 5. Afinele reglează nivelele de zahăr. Afinele conțin aproximativ 15 grame G de zaharuri per cană, ceea ce poate părea mult, dar este de fapt aceeași cantitate ca în cazul unui măr mic. Indicele glicemic al afinelor este situat între 40 și 53, este ridicat în comparație cu alte fructe precum căpșunii, zmeura și mura, care au între 30 și 40. Totuși alte proprietăți ale afinelor compensează conținutul de zahăr prin regularea nivelului de zahăr din sânge. S-a constatat că 67% dintre persoanele care au consumat pureuri de afine de două ori pe zi timp de șase săptămâni au avut sensibilitatea la insulină cu cel puțin 10% mai mare, comparativ cu 41% care au consumat placebo trei porții de afine pe săptămână, consumate împreună cu alte fructe, au determinat o reducere a riscului de diabet zaharat de tip 2, în cadrul unei cercetări realizate pe 187.000 de pacienți din Statele Unite. Conform acestui studiu, dacă beți sut de fructe, se recomandă să-l înlocuiți cu sut de afine neîndulcit și veți reduce riscul de apariție a diabetului de tip 2 cu 33%. 6 afinele ajută la pierderea în greutate. Dacă doriți să pierdeți în greutate, afinele sunt un aliment excelent pentru a fi inclus în dieta. În loc să alegeți un biscuite, mâncați o mână de afine și cu siguranță vă veți satisface nevoia de zahăr. Studiile efectuate pe animale au arătat că acest lucru poate ajuta la combaterea grăsimilor care se formează pe zona abdominală. Într-o anchetă prezentată în 2011 Societății Americane pentru Nutriție, s-a constatat că cobalii care au consumat afine au avut o scădere cu 73% a lipidelor grase. Ulterior, cercetările de la Universitatea din Michigan, despre efectele meselor consumului de afine la cobăi obezi, au constatat că animalele au avut nivele semnificativ mai scăzute de grăsime abdominală. 7. Afinele reduc colesterolul un compus din afine, numit pterostilben, este cunoscut care capacitatea de a activa celulele pentru a descompune grăsimile și colesterolul. Testele pe celule hepatice la cobei au arătat că acest compus, de fapt, descompune în mod eficient colesterolul. Alte studii au demonstrat că antioxidanții din afine sunt legați de nivelurile scăzute ale lipoproteinelor cu densitate redusă, LDL, oxidate, colesterolul rău. Când LDL este oxidat, acesta contribuie la dezvoltarea bolilor de inimă. S-a dovedit că o porție simplă de afine de 50 grame de afine consumată zilnic reduce LDL oxidat cu aproximativ 27% în doar 8 săptămâni. 8. Afinele reduc riscul de cancer antocianinele, care sunt responsabile pentru multe dintre avantajele minunate ale afinelor, pot contribui, de asemenea și la combaterea cancerului. Multe dovezi din mai multe tipuri de teste de laborator au evidențiat faptul că afinele și compușilor ar putea avea efecte pozitive împotriva cancerului. Unele tipuri specifice de cancer pe care le pot preveni și combate afinele sunt următoarele. Cancerul de prostată, un studiu efectuat de Universitatea din Illinois asupra efectelor afinelor asupra cancerului de prostată, a arătat că aceste fructe ar putea ajuta la eliminarea radicalilor liberi și la blocarea formării tumorilor. Cancerul de colon, cobai cu acest tip de cancer au fost hrăniți cu o dietă suplimentată cu pterostilben, același compus care scade colesterolul. După 8 săptămâni, cobai hrăniți cu acest compus au avut cu 57% mai puține leziuni precanceroase comparativ cu cei care nu l-au consumat. Cancerul oral, afinele sunt foarte bogate în vitamina C, care s-a dovedit că reduce incidența leziunilor orale premaligne la bărbați cu aproximativ 48%. 9. Afinele previn osteoporoza Fundația Națională de Osteoporoză definește osteoporoza ca fiind o boală a oaselor, care apare atunci când se pierde densitatea osoasă, se produc oase foarte mici sau ambele. 54 de milioane de americani au o densitate osoasă scăzută sau osteoporoză, ceea ce înseamnă un semnal de alarmă. Unul dintre factorii de risc pentru dezvoltarea osteoporozei este obținerea unei cantități insuficiente de vitamina D, cea care este relaționată cu nivelurile de vitamina K. Din moment ce afinele conțin niveluri ridicate de vitamina K, consumul lor regulat vă poate ajuta să vă asigurați doza zilnică, pentru că ambele vitamine să funcționeze optim în organism. În plus, studiile efectuate pe cobrei sugerează că polifenolii din afine ar putea contribui la formarea oaselor puternice. Coboii care au consumat alimente care conțineau pulbere de afine în procent de 10% au avut o masă osoasă semnificativ mai mare decât cei care nu au consumat pulberea respectivă. 10 Afinele susțin sănătatea inimii datorită conținutului lor ridicat de antocianine, fructele de pădure afinele, mura și căpșunii pot reduce riscul bolilor de inimă la femei. Un studiu realizat timp de 18 ani pe 93.600 de participanți a arătat că majoritatea avantajelor au fost obținute de acele femei care au consumat 3 sau mai multe porții de afine în fiecare săptămână. Alte cercetări au demonstrat că acești antioxidanți protejează inima prin reducerea stresului oxidativ și a inflamației, îmbunătățind în același timp rezistența capilară. Scăderea tensiunii arteriale, o altă cauză majoră a atacurilor de inimă, este un alt mod prin care finele contribuie la sănătatea cardiovasculară. Pacienții obers cu sindrom metabolic au prezentat o scădere a tensiunii arteriale de 4-6% după ce au consumat 48,2 g de afine pe zi timp de 8 săptămâni. Un alt studiu efectuat pe femei aflate în postmenopauză a obținut rezultate similare după ce au consumat pulbere de afine liofilizată, în cantități echivalente cu o cană de fructe proaspete, în fiecare zi timp de 8 săptămâni, tensiunea arterială a participantelor a scăzut cu 6%. Ce tip de afine sunt cele mai bune? Se spune că afinele sălbatice sunt cele mai bune pe care le puteți cumpăra dacă este vorba de sănătate. De fapt, se spune că varianta sălbatică depășește puterile antioxidante ale fructelor cultivate cu 48%. Dacă nu puteți găsi afine sălbatice sau sunt foarte scumpe, afinele cultivate sunt încă o alternativă destul de bună. Cercetătorii de la Laboratorul de Genetică USDA și Universitatea Rutgers au descoperit că afinele cultivate organic au avut cu 50% mai multe antocianine și cu 67% mai mulți fenoli decât afinele cultivate în mod convențional. Cu aceste 10 beneficii, se pare că afinele își pot apăra foarte bine poziția de superfructe. Dacă doriți să obțineți oricare dintre beneficiile enumerate mai sus, atunci ar trebui să includeți în dieta dumneavoastră finele ca parte a unei diete echilibrate. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul.